Salutare! Mă adresez din nou celor care vor să facă ceva pentru sănătatea lor, și anume pentru a scăpa sau diminua gradul de stres, pentru a face ceva util în ceea ce privește menținerea sănătății și cele fizice și cele psihice. Și vreau să vă arăt și să vă explic câte ceva despre ceea ce se numește în medicina tradițională chineză Tai Chi. Tai Chi-ul este un fel de sport la confluența cu spiritualitatea, cu medicina, cu psihologia, ca să zic așa, deși la chinezi medicina și psihologia nu sunt despărțite ca la noi. Și anume, țintește menținerea sănătății, precum și eliberarea de stres. Tai Chi-ul presupune în medicina tradițională chineză ideea de a deveni unul cu sine însuși. Și anume, corpul împreună cu psihicul, cu sufletul, persoana cu ea însăși, de a fi congruentă, cum se spune în psihologia umanistă. Ceea ce putem trage din cercetarea și din, să zic, știința occidentală, ca și concluzie despre Tai Chi, este că este foarte eficient menționat în manualul american de psihiatrie, manualul Asociației Psihiatrice de Americane, așa, ca fiind unul dintre tratamentele alternative cu multe beneficii pentru sănătate. Și o să încep prin a vă arăta poziția de început. Și anume, luăm piciorul stâng, îl punem ușor jos, mai un pic că nu se vede. Luăm piciorul stâng, ușor jos cu vârful piciorului, palpi. Și ridicăm mâinile, conștientizând fiecare mișcare. Apoi, mâinile cad în jos, ca și de la sine. Se numește poziția de deschidere. Putem să inspirăm când ridicăm mâinile, expirăm când le coborâm. Mișcarea se face foarte încet, cu conștientizarea fiecarei bucăți de mișcare. Puteți continua așa. Minute în șir.